Bine v-am regăsit! Am venit cu un scurt clip despre grișcuri adezivului stratul 2 de adeziv pe fațadă. După cum ați văzut, în timpul anterior am aplicat adezivul și am spus că puteți să-l lăsați așa. Foarte bine, îl puteți lăsa așa. Doar că dacă vreți să faceți o treabă de calitate și vă recomand să vă pierdeți o zi, trebuie să-l și drișcuiți. Nu trebuie să insistați ca la drișcuirea tinciului, dar ca să-i creați așa o față, n-ar strica. Soarele, acest dușman al meseriașilor, vă va arăta toate imperfecțiunile care au rămas de la aplicarea stratului 2 de adeziv. Și cum noi avem parte de un soare frumos astăzi, cred că se vede, nu? Ne-am gândit ca să vă arătăm și chestia asta. Trebuie să-i dați o drișcă fasadei. Unii dintre voi ar spune că ar merge și lăsat așa, dată cu vopsea lavabilă și gata. Noi nu zicem chestia asta. Dar vă recomandam să și drișcuiți adezivul. Adezivul este unul de la Primus, după cum v-am mai spus. După ce se va usca fațada, va rămâne albă. Ceea ce e un lucru foarte bun, pentru că dacă aplicați o decorativă și care este albă, stradă suport fiind albă, va ieși super, super frumos. Și cam așa rămâne după ce drișcuim fațada stratul 2. Cu obidinea stropim, pentru că am lăsat adezivul să tragă și apoi e foarte frumos, drișcuim o drișcă de cauciuc, nu de burete, și cam așa rămâne. Acestea fiind spuse, vă zic și eu la revedere și vă mai aștept pe canalul nostru.